Bine v-am găsit la Semn de Carte. Discutăm astăzi despre somn, de ce este vital să dormim și de ce trebuie să visăm. Volumul aparține lui Matthew Walker și a apărut la editura Velant în minunata colecție Versant. Matthew Walker este profesor de neuroștiințe și psiholog și conduce un laborator de cercetare a somnului. Dumneavoastră veți putea spune, dar n-ar fi mai bine să dormim mai puțin? În fond, dormim o treime din viață. Să ne pierdem timpul dormind? Matthew Walker vine și ne spune că dacă am vrea să avem o viață sănătoasă, ar trebui să dormim temeinic și chiar să punem somnul pe baze științifice, pentru că alminterea am putea să ne distrugem viața. Și vine cu un argument foarte simplu. În Grecia, de exemplu, dar și în alte țări mediteranene, era și încă mai este pe alocuri până de curând tradiția siestei, a somnului de la prânz. E bine, niște măsuri ale guvernului au făcut ca ora siestei să nu mai existe, iar cercetătorii au vrut să vadă ce urmări are această măsură nouă. Ei bine, la cei care au renunțat la siestă, se pare că au apărut mari probleme de sănătate, respectiv le-a crescut glicemia, le-au crescut problemele cu inima și devenit obezi. Cu alte cuvinte, deci, un somn bun după amiază ne ferește de boli, ne prelungește viața și ne face să avem mintea mai limpede atunci când avem nevoie mai mare de asta, respectiv la anii bătrâneții. Matthew Walker, deci, nu vine cu metafore și cu povești, cu citate motivaționale, el vine cu rezultate de laborator și cu ipoteze din cele mai îndrăznețe. De exemplu, spune că ni se datorează succesul ca specie, mai ales pentru că am reușit să creștem timpul somnului REM, Rapid Eye Movement, somnul în care creierul nostru este activ. E bine, somnul nostru se împarte în două etape, una a somnului fără vise și una a somnului cu vise, REM și non-REM. Toate animalele par să aibă un fel de somn asemănător cu REM, dar numai omul are o etapă atât de dezvoltată a somnului REM, a somnului cu vise. Matthew Walker spune că datorită acestui somn noi ne-am dezvoltat atât de spectaculos ca specie. De ce? Pentru că somnul cu vise reușește să ne organizeze inteligența emoțională, să organizeze informațiile pe care le acumulăm în timpul stării de veghe și astfel ne face mai eficienți pe comunicare socială, dar și pe înțelegerea chestiunilor de bază legate inclusiv de supraviețuire. Așadar, somnul ne-a făcut să fim ceea ce suntem astăzi ca specie. O ipoteză uluitoare și demnă de luat în seamă, o ipoteză pe care n-am mai întâlnit-o până acum în volumele altor evoluționiști. Așadar, Matthew Walker vorbește despre cât e de important somnul pentru specie, dar și pentru fiecare dintre noi. În momentul în care reducem cantitatea de somn de la 8 la 6 ore, devenim mult mai puțin reactivi, suntem mult mai lenți și creierul nostru pare să se scufunde într-o zonă de demență senilă, deși poate că încă nu i-a venit realmente timpul. Așadar, Matthew Walker vorbește despre chestiuni de fiecare zi, chestiuni pe care le trăim fiecare dintre noi. Și trebuie să știm, deci, că un somn sănătos și bun este o cărămidă importantă în construcția unei vieți echilibrate. Matthew Walker mai vorbește, de exemplu, și despre alte ciudățenii, cum ar fi felul în care dorm mamiferele marine. Delfinii și balenele trebuie să doarmă doar cu jumătate de creier pentru că alminteri s-ar scufunda și ar muri înecate. Așadar, am putea spune, delfinii și balenele nu dorm niciodată și, de asemenea, ele nu au somnul REM, acela cu vise. Poate că nici nu au nevoie de el. Așadar, despre somn, de ce este vital să dormim și să visăm, este un volum care vorbește foarte mult despre starea de sănătate a speciei și a noastră individuală. Și mai spune Matthew Walker că ar trebui să existe politici guvernamentale care să încurajeze somnul bun, somnul deplin, deoarece, alminteri, avem o societate privată de somn și o societate bolnavă, și psihic și fizic. Mare parte din problemele psihice și fizice ale societății și ale fiecăruia dintre noi se datorează, spune Matthew Walker, mai ales privării de somn. Trebuie deci să dormim conștient, adică să fim conștienți în ce privește importanța somnului în viețile noastre. O să vă și citez acum câteva fragmente semnificative din acest volum. Cu cât o persoană doarme mai puțin sau cu cât este mai proastă calitatea somnului, cu atât mai deteriorați vor fi telomerii de la capetele cromozomilor acelei persoane. Acestea sunt descoperirile unei culegeri de studii care au fost recent raportate pentru mii de adulți de 40, 50 și 60 de ani de către numeroase echipe de cercetare independente din întreaga lume. Rămâne de văzut dacă această asociere este cauzală,
Dar natura particulară a deteriorărilor telomerilor care sunt provocate de somnul deficitar începe să se clarifice. Aceasta pare să o imite pe cea observată în cazul îmbătrânirii sau al senilității avansate. Adică două persoane de aceeași vârstă cronologică nu ar părea să aibă aceeași vârstă biologică dacă ne-am uitat la starea de sănătate a telomerilor în condițiile în care una dintre persoane a dormit în mod obișnuit câte 5 ore pe noapte, iar cealaltă câte 7. Cea din urmă ar părea mai tânără, în timp ce prima ar fi îmbătrânit artificial mult peste vârsta calculată calendaristic. Adică, iată, inclusiv la nivel genetic, nesomnul vă poate afecta radical. Și vă mai citesc ceva. Dacă sunteți pe cale să beneficiați de tratament într-un spital, ar fi bine să-l întrebați pe doctor cât ați dormit în ultimele 24 de ore. Statistic demonstrabil, răspunsul medicului va stabili dacă tratamentul pe care îl veți primi s-ar putea să ducă la o gravă eroare medicală sau chiar la moarte. Cu alte cuvinte, deci ar fi bine să ne lăsăm pe mâinile unor oameni odihniți și nu obosiți. Pe mâinile unor oameni care au dormit suficient și nu pe mâinile unor oameni care au dormit foarte puțin, pentru că s-ar putea ca starea lor de nesomn să ne afecteze grav viețile. Cu alte cuvinte, deci, se cuvine să dormim temeinic, să dormim bine, profund, pentru că asta ne face viața mai fericită, mai lungă, mai senină. Dacă dormim mai puțin, s-ar putea să începem să dăm rateuri, inclusiv la nivel genetic. Așadar, despre somn, de ce este vital să dormim și să visăm, un volum de Matthew Walker pe care vi-l recomand din toată inima. Cu siguranță, după ce îl veți citi, veți deveni mult mai atenți la felul în care dormiți. Cele bune pe data viitoare!